dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, The Gospel of John, chapter 15. Vom începe cu versetul 1. Eu, spunea Domnul Isus, sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi, nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca rodița mlădița neroditoare și se uscă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau să vă spun și eu în această dimineață un Happy New Year la mulți ani. Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți cu multă pace, bucurie, împlinire și rodire în anul acesta în care am intrat. Știți, la acest început de an, parcă este un moment de hotar pentru noi și sunt anumite momente în viață de hotar la care ne oprim. La anul nou, la ziua noastră de naștere, când avem aniversări, orice om înțelept își face timp pentru analizare. Unde am fost? Ce am făcut? Unde merg? Care este diagnosticul? Și apoi un plan? Cum mergem în continuare? Cum mergem înainte? Chiar ieri am fost la o mormântare la fratele Ionel Coca, pe care l-am cunoscut din copilărie, din Bucovina. Mi-aduc aminte, când era tânăr, copiii lui erau mici, era brunet. Când am venit în America, nu știu cine i-a spus la mama că să-și aducă plapume, covoare, lenjerie de pat, a făcut mama, a comandat niște huse foarte mari, trebuia doi sau trei bărbați să le ridice. Și fratele acesta, Ionel Coaca, cu alți frați de la biserică, au venit până la București să ne ajute cu husele acelea, ca să avem plapume în America și perne și covoare. Le-au mâncat molea pe toate. Și mi-aduc aminte de el, cât de tânăr era, de fiecare dată când îl vedeam în oraș, pe stradă, îl salutam, zâmbea, amândoi erau zâmbăreți, o căsnicie fericită. Și am plecat noi în America în august 1986. Ei au venit și ei după un an sau doi aici, în zona aceasta, a Southern California. Și nu l-am văzut 37 de ani. Și atunci când am venit aici a, și a fost a, investirea mea ca păstor al bisericii, când am ajuns în parcare, am ajuns exact în același timp cu el. A ieșit din mașină și am încercat să mi-ascund șocul când am văzut diferența de 37 de ani. Nu mai era brunet. Era alb total pe cap. Nu știu dacă eu am fost mai șocat de ei sau dacă ei au fost șocați de mine de la un copil de 11 ani acum la unul care e aproape de 50. Și stând la evenimentul acesta, urma îngroparea m-am uitat și am zis ce este viața. Au spus cum a, când a venit el în America după 2 ani de zile, s-a luptat să strângă 15.000 de dolari ca să aibă down un payment pentru o casă. Și a făcut casă. Dar acum, ce contează din toată viața fratelui Ionel? Singurul lucru care mai contează este ce am făcut pentru Domnul. Absolut. The only thing that counts is what we did for Jesus. Nu contează dacă ai murit în minus sau cu 8 bilioane de dolari în bancă. Și este înțelept, la acest început de an, fiecare din noi să ne oprim din mersul nostru și să ne întrebăm Where am I? And where am I going? Suntem atâta de preocupați de atâtea lucruri, de investiții, de școală, de afaceri, una și alta. Și trebuie să ne întrebăm unde mergem, ce facem. Orice om înțelept își face câte un plan. Se oprește din drum și își analizează viața. Să uită unde merg, ce fac. Știți că Dumnezeu își face timp pentru fiecare din noi ca să ne analizeze viața noastră și mersul nostru? La fiecare din noi. Și textul acesta spune acest lucru. Domnul Iisus, prin textul acesta care l-am citit, a dat o ilustrație ucenicilor și nouă astăzi, prin care să ne descrie o mare realitate spirituală. Știți că atunci când oamenii vor să explice ceva, de obicei vor să impresioneze pe oameni și folosesc terminologie cât mai complexă să ca să iese în evidență. Dumnezeu care știe toate lucrurile, Domnul Iisus care la cuvântul lui a luat ființă totul, face exact opus. Cel care este fără început, fără sfârșit, ia un adevăr atât de profund și îl reduce la o simplitate extraordinară. De ce? Ca fiecare de noi să înțelegem. Știți, dacă vreți să știți, dacă cineva chiar stăbânește un anumit subiect, dacă un om este expert la un anumit subiect, ar trebui să aducă acel subiect să poată să-l spună în termeni foarte simpli, unde chiar și un copil să poată să înțeleagă. Dacă spune ceva foarte sofisticat, vă spun că nici el nu înțelege subiectul. Domnul Isus ia un adevăr profund și câteodată pentru că este atât de simplu adevărul pe care ni-l spune Dumnezeu, ni se pare că nu e chiar așa de important. Dar este exact opus ne spune un adevăr profund pentru că el este absolut necesar ca fiecare din noi să-l înțelegem și să-l trăim în viața noastră de zi cu zi. Și ne spune așa, ne spune, Domnul Iisus spune, eu sunt vița. Deci când ne dă această ilustrație să ne imaginăm, el este vița, tatăl este vierul. Este acela care vine la viță să o analizeze și să lucreze. Noi suntem lădițele, crânguțele acelea care ies de pe vița de vie. Și prin ceea ce descrie el în această pildă, noi trebuie să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, la fiecare din noi. Dacă noi nu înțelegem această realitate, cum ne analizează Dumnezeu, cum lucrează El în viața noastră, este inevitabil că vom deveni oameni frustrați, ne vom poticni pe cale. Și nu vom înțelege ceea ce face Domnul în viața noastră, pentru că spune aici că Domnul lucrează la fiecare din noi. În primul rând, trebuie să vedem că există două feluri de viță, una adevărată și una falsă. Spune în versetul întâi, eu sunt adevărata viță. Dacă ar fi doar o viță, n-ar face sens să spui eu sunt adevărata. Dacă spune eu sunt adevărata viță, automat aceasta implică că există o viță falsă arată ca vița de vie, dar nu este adevărat. Închinătorii, să știți că se despart în două categorii. Închinători adevărați și închinători falși. Sunt oameni care sunt foarte religioși, se închină, au o strictețe, o disciplină în viața lor și totuși nu sunt închinători adevărați. Dar apoi sunt și închinători care sunt adevărați. Aceste două soiuri de vițe le găsim de la început din Cartea Geneza. Vedem că a ieșit Abel și Cain. Amândoi au venit să se închine. Observați, Cain nu s-a dus la o distracție. Cain a pus și el un efort, a zidit și el un altar, a făcut și el un efort pentru Dumnezeu. Și totuși, jertfa lui n-a fost primită. Abel a zidit și el un altar. Care este diferența? De ce l-a primit Dumnezeu pe unul și nu l-a primit pe celălalt? Exact același text îl găsim de aici. Vedem două feluri de închinători care merg din Geneza până în Apocalipsa. Abel, prin jertfa lui, el arăta spre Hristos, prin sânge nevinovat, este singura cale a te închina. Cain a vrut să vină și el la Dumnezeu prin efortul lui, prin munca lui. Și faptele noastre cele bune sunt doar cârpe murdare înaintea Lui. Noi nu putem să avem o relație cu Dumnezeu decât prin jertfa Domnului Isus Hristos. Aceasta a fost preumbrită de la început. Și găsim, găsim aceste două feluri de închinători, de la început până la sfârșit. Spunea Domnul Isus că a venit semănătorul, a semănat sămânța, greul, și a venit și cel rău noapte și a pus și sămânța lui. Și a crescut grâul împreună cu negina. Două feluri de închinători. Unde? În biserică. Și muncitorii au zis să mergem să scoatem negina și au zis nu, 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 nu scoateți negina. Pentru că în momentul când scoateți negina, o să scoateți și greul. Știți că de multe ori Domnul tolerează negina în biserică? Noi am vrea să facem dreptate automat. Nu, pentru că dacă scoate negina, poate să scoată și grâul adevărat de pe lângă. Domnul Iisus spune, aveți grijă. Și în Scriptură spune că în vremurile din urmă nu vor veni lupi îmbrăcați în piei de oi. Arată ca o oaie. Care este diferența? Mușcă. Dacă nu ești născut din nou, Printr-o moarte față de viața ta, să trăiești total pentru Hristos, dacă nu crezi din toată inima în jertfa Domnului Isus Hristos, dacă nu te bazezi total pe ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos la cruce pentru tine și pentru viața ta, s-ar putea să fie un închinător fals. Închinătorii adevărați sunt aceia care văd că nu locuiește nimic bun în ei. Oricât a încearcă să facă bine, nu reușesc. Ajung la un moment unde strică nenorocitul de mine, Doamne, scapă-mă că nu pot, eu încerc în puterea mea. Și de multe ori Domnul ne așteaptă să ajungem la acel moment, ca să ne punem toată încrederea în jertfa Domnului Isus Hristos. Să vedem că noi nu putem niciodată să fim plăcuți Lui doar prin purtarea noastră, prin faptele noastre. Da, Domnul așteaptă de la noi rodire și fapte bune, toate acestea. Dar când este vorba de a fi acceptat în fața tronului de hara Lui Dumnezeu, aceasta este doar prin jertfa Domnului Isus Hristos. Trebuie să ajungem la punctul acela unde spunem, Doamne, eu cred în ce ai făcut Tu pentru mine la cruce. Cina aceasta care o sărbătorim astăzi este, ne reamintim mereu și mereu. Doamne, depindem de Tine. Dacă n-ar fi de Tine, Doamne, noi am fi anatema. Știți că în momentul în care noi începem să ne încredem în noi și începem să aducem jertfa lui Cain, ne duce la două extreme. Una, începem să ne vedem mai bun ca cei din jurul nostru, că spunem, eu fac mai mult. Știți, doi închinători s-au dus la templu, spunea Domnul Isus. Unul spunea, îți mulțumesc, Doamne, că nu-s ca celălalt. Și a început să facă lista de ce face, toate lucruri bune. Postesc de două ori pe săptămână. Dau zecioală din toate lucrurile mele. Nu sărpăreți, nu dau în cap la nimeni, nu fac, nu așa. Cu siguranță, Doamne, eu sunt plăcuție. Celălalt a ajuns la disperare și a zis, Doamne, dacă nu faci tu ceva pentru mine, dacă nu este de harul tău, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și ce a spus Domnul Isus? Cine a plecat în acea zi socotit neprihănit? Cel care a apelat la har. Cel care a apelat la Dumnezeu. Închinătorii adevărați își pun toată încrederea în Domnul Isus Hristos. Acum, în pilda aceasta, există un punct variabil celelalte sunt fixe. Singurul punct variabil din această ilustrație este rodirea mlădiței, adică a noastră. Vierul și vița sunt constante într-un mod foarte predictibil. Vița dă aceeași sevă la toate mlădițele. Îi dă hrană la toate, nu face discriminare să dea la una mai mult, la una mai puțin. Vierul își face fără varietate sau părtinire slujba. Vine, se uită la fiecare mlădiță și acționează bazat pe ceea ce vede. Se uită la, la mlădiță și dacă nu găsește rod în mlădiță, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Este tăiată. Știți că sunt așa de multe curente în lumea de astăzi? Calvinismul acesta bântuie și prin bisericile pentecostale române, care spune așa ceva. Dacă te-a ales Dumnezeu pentru veșnicie, tu nu poți să faci absolut nimic ca să-L oprești pe Dumnezeu să te ducă în rai. Poți să faci orice. It doesn't matter. Dacă Dumnezeu te-a sortit pe tine pentru cer, tu o să ajungi acolo. Și dacă te-a sortit pentru iad, poți să trăiești cea mai neprihănită, poți să încerci cât vrei, în iad o să ajungi. Și ajung oamenii să spună, pe ce rost are? Că dacă e să ajung acolo, ajung oricum. Dacă ar fi așa, Domnul Iisus nu ne-ar fi dat pilda aceasta. Spune aici că vierul se uită la mlădiță să vadă dacă este rod. Și dacă nu găsește rod, mlădița aceasta este cineva care spune că crede în Iisus Hristos. Da? Pentru că el este în viță. El spune că este credincios, că aparține Bisericii lui Hristos, că a fost născut din nou, că el este un creștin. Și vine vierul care este Dumnezeu Tatăl și se uită și evaluează. Și dacă nu găsește rod, spune că o taie. Pentru că credința fără fapte ce este? Moartă. Poți să declar ce vrei. Știți că găsim lucrul acesta mereu și mereu în Scriptură. Marcu, capitolul 11, cu versetul 12, găsim că Domnul... Blastă-mă smochinul acela și spune Marcu capitolul 11 cu versetul 12 A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de, de smochin dar n-a găsit decât frunze. Căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în viac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Dacă ne uităm la ceea ce a făcut Domnul Isus aici, ne gândim, dar parcă nu e așa de fair, nu? Scrie acolo că nu e vremea smochinelor. Știți că există un lucru specific smochinului. Înainte ca să facă frunze, face smochine. Prima dată face smochine, le vezi, iar apoi încep să vin frunzele. Când un smochin are frunze, el declară ceva am rod. Știți că sistemul din vremea Domnului Isus, mochinul acela reprezenta sistemul religios al fariseilor și saducheilor din vremea Lui. Avea un sistem religios, ei spuneau că sunt copiii Lui Dumnezeu și slujitorii Lui Dumnezeu, și Domnul Iisus a venit la, la smochinul acela să vadă dacă este rod. Și ce era? Nu era absolut niciun rod acolo. Și pentru că nu era rod, a fost tăiat sau blestemat. Și poate ne uităm și îi spunem, dar ce rod cere Domnul de la noi? Ce caută Domnul în viața noastră dacă El dorește rodire de la noi? Care este rodul care îl caută Domnul? Acum, la început de an, dacă Domnul ne face la fiecare din noi o evaluare astăzi, da? dacă ia pe fiecare mlădiță, pe fiecare din noi, care sunt lucrurile, care sunt roadele care le caută Domnul de la noi? Galaten, capitolul 5, cu versetul 22. Roada Duhului din potrivă este prima roadă care o caută Domnul în viața noastră. Dragostea. Știți că poți să vezi de la o poștă un om care are dragoste? Un om care are dragoste are zâmbetul pe buze? Un om care are dragoste iubește pe cei din jurul lui? Oamenii aceștia, când îi întâlnești, vrei să petreci mai mult timp cu ei. Pentru că noi toți vrem să fim iubiți. Și suntem de Dumnezeu. Și Domnul vrea ca să iubească pe cei din jurul nostru prin noi. Pentru că dacă noi suntem lădițele Lui, dacă seva Lui, dacă Duhul Lui este în noi, în inima noastră și dragostea Lui a fost turnată în inima noastră, noi nu putem să dăm decât ceea ce avem. Nu! Noi vorbim din prisosul inimii. Și prima roadă care o caută Domnul de la noi este aceasta, dragostea. Este lucru care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare din noi care suntem copiii Lui. Apoi a doua, bucuria. Știți, noi ne imaginăm că vine Domnul la noi să vadă cât efort am pus. Cât de greu am lucrat câte activități am făcut în ultima vreme, nu sunt niciune pe această listă. Ele vin automat când ai toate acestea în viață. Și Cain a făcut efort și fariseii făceau foarte multe lucruri, dar nu era roada pe care o căuta Domnul și nu este roada care o caută Domnul la noi. Te vrea să vadă dragoste, vrea să vadă bucuria Duhului noi. O viață transformată. Cineva care petrece timp cu Domnul în rugăciune, în părtășie, ajungi când sapi în fântâna aceasta, bucuria Duhului Sfânt ajunge să fie pe fața ta. Gândiți-vă fiecare din dumneavoastră ce s-a întâmplat când ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Care a fost prima roadă? Dragostea și bucuria. You couldn't help but love everyone around. You couldn't help but be happy. Și de unde vine? Nu știu. Era în Hristos și se vedea roada Duhului. A treia, pacea. Câtă pace ai? Pentru că atunci când viața ta, când tu realizezi și ești conștient că ai fost salvat de mântuitor, când ai pace cu Dumnezeu, pacea aceasta este pe fața ta. Îndelungă răbdare. Caută Domnul la fiecare de noi, nu răbdare. Îndelungă răbdare. Știți că dragostea lui Hristos, care o avem în inima noastră, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Când avem dragostea lui Hristos în inima noastră, putem să acoperim greșelile celor din jurul nostru. Și le acoperim mereu și mereu și mereu. Și noi am vrea să cerem dreptate. Doamne, fă ceva, că nu este drept. Și Domnul poate că spune încă n-a sosit timpul în viața persoanei aceia ca să For me to deal with a și în viața ucenicilor, Domnul le-a spus, mai am multe să vă spun acum. You can handle it. Dar acum nu le puteți purta. Domnul are răbdare să diluească cu problemele noastre la fiecare în timpul lui. Și în timpul de așteptare, Dumnezeu o să știți că o să lucreze cu fiecare din noi, la timpul lui, cu slăbiciunile noastre. Am văzut câtă răbdare și câtă dragoste mi-a arătat Domnul mie. Când eram cel mai jos, nu mi-a arătat decât dragoste. Când am început să mă ridic, să cred că sunt un pic mai spiritual, a început Domnul să lucreze cu problemele din viața mea. Nu așa a făcut Dumnezeu și în viața dumneavoastră. În timpul cât noi suntem pe acest pământ, în biserică, în familiile noastre, Domnul vrea această roadă îndelungă răbdare să avem cu cei din jurul nostru. Bunătatea, facerea de bine credincioșia unde rămân credincios și atunci când circumstanțele nu sunt ideale, nu sunt ideale deloc blândețea înfrânarea poftelor și spune că împotriva acestor lucruri nu este lege caută domnul și poate noi în această dimineață spunem Doamne Mă bucur că am văzut ceva roade în, în viața mea. Poate că am îndelungă răbdare cu cei din jurul meu. Am un pic de dragoste. Ce se întâmplă dacă găsește Domnul roade în viața noastră? Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță. De ce? Ca să aducă și mai mult rod. Dacă noi nu înțelegem acest concept, o să ne poticnim în căile Domnului. Domnul spune, dacă găsește rod la mine și la dumneavoastră, intră la curățare în viața noastră. Taie lucruri afară, care nu sunt necesar păcate, dar nu sunt necesare, care inhibă, care consumă energie. În loc energia să meargă în a produce rod, merg în alte lucruri. Și de multe ori, dacă nu înțelegem acest fel de lucrare a Lui Dumnezeu, o să ne poticnim în căile Lui. Vierul nu discriminează. Să nu vă gândiți că Domnul numai la mine taie și numai pe alții cuvintează, Nu e adevărat. Cine aduce rod, Domnul intră la curățare. Cine nu aduce rod, îl taie afară. No exceptions. Ceea ce nu-i place vierului e ca noi să nu avem rod. Să fim o reclamă falsă. Să fim doar frunze, să venim la biserică, să declarăm că suntem creștini și roadele care le-am citit să nu fie prezente în viața noastră. Acum curățirea nu este o pedeapsă, ci un act de dragoste a Lui Dumnezeu spre binele nostru. Am locuit 8 ani jumate în Modesto, în nordul Californiei. Și primul an când am fost acolo, prin decembrie, ianuarie, nu mai mi-aduc aminte, erau plantații de vie, podgorii all around, acri și acri. Și am văzut cât de bogată era via acolo și dintr-o dată când am trecut pe acolo, am crezut că cineva a măcelărit via aceea. Doamne ferește, când am văzut prima dată, ce-au făcut? Distrug ăștia vița de vie. Dar vierii știau foarte bine ce fac. Vița de vie are o tendință de, de sălbăticiune, crește în toate direcțiile și vierul vine și taie și lasă doar strictul necesar. La prima vedere, ceea ce face vierul pare o crimă. Și să știți că la prima vedere, atunci când intră Domnul să curețe mlădițele noastre pare ca o crimă din punct de vedere omenesc. Că Domnul taie și ne doare când taie. Scrie în Filipeni, capitolul 3, Apostolul Pavel. Vorbește despre tăierile acestea care vrea să le facă, curățirea aceasta care vrea să o facă Domnul în viețile noastre. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, nu păcate, le-am socotit ca o pierdere. De ce? din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate, în alte cuvinte, accept ceea ce taie Domnul afară și îl socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Atunci când începem să avem rodire în viața noastră, Domnul vrea să ne facă și mai roditori. Și pentru a ne face roditori, intră Domnul și taie anumite lucruri din viața noastră. Știți, m-am interesat cum curăță viere acestea, care este gândirea în spatele la curățirea lor și lasă la fiecare mlădiță orice care crește în jos, orice mugure care crește în jos să-l taie. Pentru că acolo unde este fructul o să meargă în jos, de desubt, nu o să aibă destul soare, face uh, gust amar și îl taie. Lasă doar doi sau trei muguri care uh, să poată să primească din sevă, să fie struguri mari și să fie dulci. Dacă nu, tendința naturală a viței de vie este să crească în toate direcții, să facă muguri peste tot și atunci... Fructul nu mai ajunge la coacere, este risipită energia aceea în foarte multă creștere sălbatică, în toate direcțiile și la sfârșitul anului aproape că nu poți să culegi nimic de acolo. Și de fapt, prin pilda aceasta, Domnul Iisus ne spune că aceasta este tendința noastră la fiecare. Gândiți-vă în viața dumneavoastră. Dacă întrebați pe românii de astăzi ce faci bezi, Activități peste activități peste activități. Am văzut părinții când, din, din Florida, de unde eram. Monday, swimming lessons, Tuesday, soccer practice, Wednesday, piano lessons, Thursday, nu știu. Doamne, ferește câte activități. Și dacă pe colegi întreb ce faci, busy, fug all the time și mă gândesc câte din activitățile noastre nu vine Domnul să le tai. Și ne mai trezim cu falimente în locuri unde nu ne așteptăm și nu vedem că de fapt nu înțelegem că mâna Domnului de mult prin cuvântul lui vrea să facă ceva în viața noastră. Problema este că noi risipim energia care ne dă Dumnezeu într-o creștere sălbatică, adică care nu produce nimic pentru eternitate, nu produce roadele acestea care le cere Domnul de la noi. Procesul acesta de evaluare, unde Domnul vine să uită în viața noastră la fiecare din noi, vrea să vadă roada din Galaten și dacă nu începe să taie. Acum, Curățirea aceasta, să știți, noi avem un concept că Domnul curăță pe oameni doar înainte de moarte, pe patul de suferință. Știți că felul care vrea Domnul să ne curățe pe noi este prin cuvânt? Spune aici în versetul 2. Spune ucenicilor și ne spune nouă că noi suntem expuși la cuvântul Domnului. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Felul prin care Domnul vrea să facă curățirea în viața noastră este prin cuvântul Lui. În cuvântul Lui, care este o sabie cu două tăișuri, începe să taie și spune, dați n ok. Petreci timp cu Domnul în rugăciune și în cuvântul Lui și Duhul Domnului îți arată, îți ceea ce trebuie înlăturat din viața ta și din viața mea. De ce? Ca să fim roditori. Spunea cineva că era atât de ocupat că nu mai avea timp pentru Domnul. Și predicatorul le-a spus, ești un mincinos. Pentru că dacă tu îți faci timp pentru Domnul, dacă tu cauți întâi împărăția cerurilor, cuvântul Domnului spune că toate celelalte ți se vor da pe deasupra. Problema era, o vorbă, era prioritatea. Domnul vrea să facă o curățire în viața noastră în primul rând prin cuvânt. Găsim că oameni care cred că Domnul vine să-i curățe doar prin bol, doar prin necazuri. Fraților, într-adevăr, găsim la Corinteni că unii erau bolnavi și alții au murit prematur. De ce? Din pricina păcatelor nemărturisite. Dacă s-ar fi cercetat, n-ar fi fost o problemă. Felul prin care Domnul vrea să ne curețe pe fiecare din noi este prin cuvântul Lui. Și El vrea să facă aceasta în viața noastră. Noi putem, într-adevăr, să dăm loc vrăjmașului prin păcat activ. Și atunci, Domnul, lasă consecințe la păcat în viața noastră ca noi să ne trezim. Scopul este trezire. Iar apoi nu orice persoană care are boală sau suferință este din pricina păcatului. Trăim pe pământ, unde avem păcatul Adami care ne afectează. Avem printre noi frați bolnavi. De ce? Suntem pe pământ. Aici avem boli, avem necazuri. Păcatul adamic a adus tot felul de suferințe în viața noastră. Știu cum frate a venit și a predicat la Florida și a spus, fraților, dacă aveți copii cu boli, sunt duhuri, chemați-mă pe mine, am să mă rog și am să-i eliberez. Și găsim că în misiunea Domnului Isus Hristos au fost momente când s-a rugat pentru oameni care erau bolnavi pentru vindecare și a vindecat. La alții care erau bolnavi, a scos un duh de boală din ei și au fost vindecați prin eliberare. Ceea ce este nevoie este de un duh de discernământ, un duh de o deosebire a duhurilor. Nu putem să generalizăm atunci când vedem ceva în viața cuiva. Dar noi, fiecare dintre noi, suntem respo responsabili să venim înaintea Domnului ca să ne arate El ce se întâmplă în viața noastră. spune cuvântul Domnului, să nu treceți peste ce este scris. Avem așa de mare nevoie să facem lucrul acesta. Uh, un frate care era bolnav acasă cu piciorul, un frate, au trecut alți frați pe la el și au zis, frate, să ne rugăm pentru tine, nu vă rugați că dacă Domnul vrea să am boala aceasta, atunci mergem la biserică, spunem biserică să roage. Nu, 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 dacă Domnul a trimis boala aceasta, atunci cum să mă rog eu ca boala să fie îndepărtată? Fără o revelație din partea lui Dumnezeu, să știți că lucrurile acestea sunt aberații. Găsim, nu găsesc un singur loc în Scriptură unde Domnul a trimis să binecuvinteze pe cineva cu o boală. Dar găsim că Domnul a vindecat pe toți cei care erau apăsați de frăjmași. Da, într-adevăr, noi dăm loc vrăjmașului în viața noastră și suferim consecințele. Dar Domnul este cel care vrea să vină să vindece bolile noastre, să ne mângâie și să ne restaureze. Spun lucrurile acestea pentru că ceea ce vrea să facă Domnul în viața noastră pentru curățire este prin cuvânt. Și să venim la cuvânt, în lumina cuvântului, viața noastră să fie sfințită. Apoi. Găsim ceva aici, în textul acesta. Domnul Iisus, între versetele 4 și 6, zice cuvintele acestea, rămâneți în mine de șapte ori. Spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod și se repete de șapte ori. Domnul Iisus vorbește despre o statornicie de a sta aproape de El și în credință în El. Există în fiecare din noi tendința aceasta, când Domnul ne binecuvintează, financiar să spunem, dacă nu avem nicio boală, nicio suferință, finanțele noastre toate merg strune, există o tendință în fiecare din noi să nu mai fim așa de spirituale. Ați observat lucrul acesta? Nu-i mai așa de mare nevoie de rugăciune. Trebuie să mă rog, hai să fac și mă bucur că am scăpat. Am fost joia trecută la biserică, nu trebuie să fiu așa de spiritual, nu trebuie să fiu și joia viitoare. Dar avem timp pentru alte lucruri. Este timp pentru news, este timp pentru sport, este timp pentru vorbit la telefon, este timp pentru cafea, este timp pentru odihnă. Și nu realizăm riscul acesta în momentul care noi începem să ne depărtăm de El. Depărtășia aceasta cu Mântuitorul în cuvânt și în rugăciune este momentul care noi nu mai rămânem în El. Am fost în El, am avut părtășie cu El, dar tendința noastră este să ne depărtăm. Și Domnul ne cere de la fiecare din noi, la acest început de an, o disciplină. Să ne spunem Domnului Doamne, eu vreau să rămân în Tine. Recunosc că există tendința aceasta firească în mine să mă depărtez de tine. Recunosc lucrul acesta. De șapte ori ne repetă Domnul, rămâneți în mine, rămâneți în mine. Și este lucru care Domnul vrea să ne accentueze nouă la fiecare din noi din această dimineață. Să nu ne bazăm pe noi, pe puterea noastră, pe faptele noastre. Că noi facem mai mult decât cel de lângă noi. Să rămânem la dependența aceasta zilnică de Domnul alternativa este să devenim oameni religioși. Să-i dăm Domnului câte o rugăciune, să citim în Biblie 5 minute, să mergem la biserică și să fim bucuroși când am scăpat, că acum pot să fac ce vreau eu. Când noi, de fapt, am intrat în apa botezului și am declarat că nu o să mai trăim pentru noi, că o să trăim pentru El și ceea ce dorește El de la fiecare din noi. Acum, fraților, Vă rog să vă imaginați Biserica Emanuel, unde fiecare mlădiță rămâne în Hristos. Unde toate roadele Duhului care le-a menționat sunt pe fiecare mlădiță. Imaginați-vă familiile noastre. Imaginați-vă închinarea noastră, rugăciunile noastre, dragostea dintre noi, dintre frați cu blândețe, cu îndelungă răbdare, cu dragoste, cu bunătate. Când întâlnește fratele meu pe mine, când mă întâlnește să poată să culeagă toate aceste roade din viața mea, din parcare până aici, eu să am aceste roade. Știți că Domnul așteaptă ca noi să aducem aceste roade la biserică? Domnul așteaptă ca soțiile noastre, soții noștri, copiii dumneavoastră să culeagă aceste roade. Frații din biserică, absolut toți. Domnul ne cere statornicie să rămânem în el. Momentul când noi rămânem în Hristos și aproape de el și ancorați în el, aceste roade vin automat. Pentru că nu vin de la noi, vine de la Duhul Sfânt care locuiește în noi, vine de la trăirea noastră cu Hristos. Oamenii care stau în această permanență în prezența Domnului sunt oameni care radiază bucurie, dragoste, îndelungă răbdare, înfrânare, toate care le-am citit. Știți că vierul este interesat într-o rodire de calitate, dar este interesat și în cantitate. Spune, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod de lotai și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță. De ce? Ca să aducă și mai mult rod. Versetul 8. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Știți, noi când ne lăudăm, noi spunem cât facem pentru Domnul. Eu vin la biserică luni, marți, joi, fac asta, 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 asta. Sunt mai bun ca cei din jurul meu. Și Domnul spune, nu, prin faptul că duceți roadele care le-am citit din Galateni, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit. Roadele Duhului în viața noastră este ceea ce îl proslăvește pe Dumnezeu, nu ceea ce facem pentru el. Trebuie să și facem lucruri adevărat, dar roada este aceea care o caută el. Și spune și dacă rămân și și voi veți fi astfel ucenicii mei. Câți ucenici are Domnul prezenți în această dimineață în biserică? Vă rog să ridicați o mână. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și dacă rămânem în El, în această proximitate, dacă rămânem așa de aproape de Domnul, cereți orice veți vrea și vi se va da. Avem atâtea de multe cerințe care le aducem înaintea Domnului. Avem cauzele acestea care le afișăm. Avem cauze în familiile noastre. Și vrem așa de mult ca Domnul să răspundă la rugăciuni. Soluția care este? Să rămânem în El, să se vadă roada Duhului în noi. Tot ce este mort sau neroditor este tăiat. Tot ce este roditor este curățit pentru o rodire ideală, bună. Curățirea este doar în urma evaluării pe care o face Dumnezeu. Curățirea este absolut strategică și esențială pentru rodire. Care este partea noastră când intră vierul la fiecare din noi, când intră Dumnezeu? Psalmul 32 cu versetul 8. Sunt două metode care ne le arată aici Dumnezeu. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Este metoda care preferă Dumnezeu să lucrează cu ea în viața noastră. A doua, nu fiți ca un cal sau un catâr, sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. În alte cuvinte, Domnul spune, vreau să te duc spre rodire. Știți, catârul acesta trebuie să-i pună zăbală, trebuie să -l lege, trebuie să-l strunească, trebuie să-l facă să-l doară ca să poată să rodească. Și Domnul spune, eu nu vreau să lucrez așa în viața ta. Aș vrea ca cuvântul să producă rodul acesta. Dacă nu vedem scopul lui Dumnezeu, în curățirea care vrea să o facă în viața noastră, vom vedea curățirea aceasta mai degrabă ca o pedeapsă din partea lui. Și apoi sunt oameni care vor să se curețe ei singuri. Nu știu dacă ați observat, cu o autoflagelare din aceasta, știți cum era la catolici pe vremuri. Mergeau la Roma, își făceau tăituri, să băteau cu biciuri ca să se sfințească cumva. Nu putem să declarăm cât de răi suntem, că nu suntem buni, că... Păi nu contează, noi am murit. Hristos trăiește în noi, noi trăim prin El. Nimic bun nu locuiește mine, în firea mea pământească. Noi nu o put să putem niciodată să facem nimic decât să răsticnim firea pământească. De aceea ne luăm crucea zilnic și ne răsticnim pe noi dorințele noastre, tendințele firii pământești, care sunt spre sălbăticiune, spre depărtare de Dumnezeu. Nimic nu poate să ia locul vierului. Putem să încercăm cu legalism, cu fariseism, dar nu ajută la nimic. În ochii lui Dumnezeu spune că ascultare face mai mult decât jerfirea. Mă rog Domnului ca la începutul acestui an să facem loc Domnului să vină la curățire în viața noastră. Luând cuvântul lui în fiecare zi, stând în prezența Domnului în cuvânt și în rugăciune, cred că Domnul vrea ca noi să cooperăm cu El. Ca în procesul acesta, Domnul să lucreze în viața noastră și noi să putem să aducem mult rod. Vă invit să ne ridicăm în picioare și în aceste momente să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului că vrem să rodim în anul acesta. Să fie o rugăciune de mărturisire înaintea Lui, că apoi vom proceda înspre cina Domnului, care este o declarație de fapt că noi trăim prin El, prin viața Lui. Este o declarație că noi suntem în El. Și mă rog ca Domnul să facă în viața noastră o curățire care să ducă spre rodire. Haideți, așa cum stăm în picioare, să ne rugăm.